Bine ați revenit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună subiectul al treilea din testul 15 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat Profil Mate Info. La exercițiul întâi, așa cum ne-am obișnuit, avem, de, avem o funcție, trebuie să calculăm derivata, apoi o limită și să demonstrăm o inegalitate. Iar la exercițiul al doilea, avem la punctul A o egalitate, ceea ce ne bucură pentru că știm la ce trebuie să ajungem. La punctul B avem un calcul integral de la 1 la 2 din f de x minus x pătrat. La punctul C la fel avem o egalitate. Este un avantaj atunci când avem, de, avem egalități de felul acesta pentru că știm măcar ce trebuie să obținem. Să începem cu exercițiul întâi. F definită pe R cu valori în R. Unde f de x este x minus 3 supra radical din x pătrat plus 3. Punctul A. Arătați că f derivat de x este 3 pe lângă x plus 1 supra x pătrat plus 3 ori radical din x pătrat plus 3 pentru x număr real. Haideți să luăm de sub să vedem ce obținem. f derivat de x egal cu x minus 3 supra radical din x pătrat plus 3 totul derivat. Vă reamintesc cum facem derivata unui raport dacă avem f supra g totul derivat. Asta înseamnă f derivat ori g nederivat minus f ori g derivat supra g pătrat. Revenind aici, vom avea f derivat de x egal cu pentru început, numărătorul derivat, x minus 3 derivat, ori numitorul nederivat, minus x minus 3, ori radicalul derivat, supra radicalul la pătrat. Asta înseamnă că vom obține f derivat de x egal cu x minus 3 derivat este 1 și atunci rămânem cu 1 ori radical din x pătrat plus 3 minus x minus 3 ori radicalul derivat, radical din a derivat este 1 pe 2 radical din a. Asta înseamnă că noi avem 1 pe radical pe 2 radical din x pătrat plus 3, însă pentru că sub radical avem o funcție compusă, nu o funcție elementară, o vom deriva încă o dată cantitatea și vom avea ori x pătrat plus 3, totul derivat, supra radicalul la pătrat dispare și rămânem cu x pătrat plus 3. Asta înseamnă că f derivat de x va fi radical din x pătrat plus 3 minus putem să îl înmulțim la numărător și avem x minus 3 supra 2 radical din x pătrat plus 3 ori derivata, derivata cantității va fi 2x pentru că 3 derivate e 0 și x pătrat derivat este 2x. Simplificăm 2 cu 2 și atunci vom obține că f derivat de x este, mai bine scriu și aici, numitorul x pătrat plus 3 iar la numărător aveam radical din x pătrat plus 3 minus, înmulțim x-ul cu numărătorul și avem x pătrat minus 3x supra radical din x pătrat plus 3. Aducem la același numitor și încercăm să scăpăm și de această fracție supraetajată. Cu alte cuvinte numitorii se vor înmulți și o să obținem x pătrat plus 3, înmulțit cu radical din x pătrat plus 3. Iar mai departe vom avea radicalul radical care înseamnă de fapt x pătrat plus 3. Apoi aveți grijă la semnul de aici, care se duce la numărător și avem minus x pătrat plus 3x. Reducem x pătrat cu x pătrat. Înseamnă că la numărător rămânem cu 3x plus 3 supra numitorul. Observăm că nu mai avem decât un mic, mic pas până ajungem la derivata din enunț. Îl dăm factor comun pe 3, pe lângă x plus 1, supra x pătrat plus 3, radical din x pătrat plus 3 exact ce ne doream. Punctul B. Arătați, calculați, de fapt, că calculați limită când x tinde la infinit din f la f de x, totul la puterea x. Înlocuim și avem limită când x tinde la infinit din x minus 3 supra radical din x pătrat plus 3, totul la puterea x întotdeauna când rezolvăm o limită, chiar dacă aveți senzația că nu știți să o faceți, asigurați-vă că ați aflat corect cazul de nedeterminare în cazul în care acesta există. Noi, în interiorul parantezei, avem un raport. La numărător avem X, la, gradul, la puterea întâi, iar la numitor avem radical din X la a doua. Practic și la numitor avem puterea întâi. Asta înseamnă că gradul numărătorului este 1, iar gradul numitorului este tot 1. Având gradele egale, limita va fi raportul dintre coeficienți. Cu alte cuvinte, avem 1 pe 1. Și atunci noi obținem 1 din interiorul parantezei la puterea infinit. Aceasta este o limită foarte specială, dar foarte ușoară în același timp, pe care o rezolvăm folosindu-ne de următoarea limită fundamentală, și anume, limită când x tinde la infinit din 1 plus 1 pe x. La puterea x este întotdeauna e. Pentru a folosi această limită, trebuie să avem în cantitate 1 plus un anumit număr, iar la exponent avem inversul său. Pentru că noi, în interiorul parantezei, avem un radical, acel radical ne cam încurcă puțin. Astfel încât vom transforma prima dată, limi vom transforma prima dată paranteza, după care ne adunăm 1 și ne scădem 1 și apoi aplicăm limita pe care am scris-o în colț. Și avem, de fapt, limita când x tinde la infinit, din, dacă vreau, eu numărătorul pot să-l privesc ca radical din x minus 3 totul la a doua, corect? Supra radical din x pătrat plus 3, totul la puterea x. Asta de fapt înseamnă limită când x tinde la infinit. Din radical din întreaga fracție, x minus 3 la pătrat supra x pătrat plus 3, totul la puterea x. Însă, când am radical, de fapt e fracția la puterea 1 pe 2. Și atunci avem limită când x tinde la infinit din x minus 3 la puterea 2 supra x pătrat plus 3, totul la puterea 1 pe 2, totul la puterea x. Cu alte cuvinte, limita noastră s-a transformat în limită când x tinde la infinit din desfacem sus și avem x pătrat minus 6x plus 9, supra x pătrat plus 3, totul la puterea în de exponenții obținem x pe 2, așa cum am spus, adunăm 1 scădem 1 și avem limită când x tinde la infinit din 1 plus fracția dată, supra x pătrat plus 3 minus 1 totul la puterea x pe 2. Aducem la același numitor și atunci avem, aducem la același numitor doar pe al doilea 1. Pe primul lăsăm ca să ne putem forma limita respectivă. Și avem limite când x tinde la infinit din 1 plus x pătrat minus 6x plus 9. Mai departe, când înmulțim cu minus 1 unde am adus la același numitor, avem minus x pătrat minus 3 supra x pătrat plus 3 totul la puterea x pe 2. Mai facem câteva calcule și obținem limita când x tinde la infinit din 1 plus. La numărător se reduce x pătrat cu x pătrat și atunci avem minus 6x plus 9 minus 3 care înseamnă de fapt minus 6x plus 6 supra x pătrat plus 3 totul la puterea x pe 2. Dar haideți să ne formăm de fapt exponentul potrivit. Așa cum spuneam, la paranteză, la exponentul de la paranteză, trebuie să avem inversul cantității. Cu alte cuvinte vom pune la puterea x pătrat plus 3 supra minus 6x plus 6. Pentru că am pus de la noi acest exponent, îl vom înmulți inversat, adică minus 6x plus 6 supra x pătrat plus 3, însă să nu uităm faptul că noi aveam la început exponentul x pe 2. Și atunci, limita aceasta este E și atunci noi rămânem de fapt cu E la puterea limită când X tinde la infinit din, facem înmulțirea și avem minus 6X pătrat plus 6X supra 2X pătrat plus 6. Trebuie doar să mai calculăm limita exponentului. Observăm că avem cazul de nedeterminare infinit pe infinit. Avem mai multe variante, lopital, regula cu gradele sau factor comun forțat, depinde ce vreți. Haideți să dăm factor comun forțat și avem limită când x tinde la infinit din. Putem să dăm factor comun forțat pe minus 2x pătrat, exemplu, și atunci o să rămânem în partea de sus cu 3 minus 6x împărțit la minus 2x înseamnă de fapt 3 supra x totul supra 2x pătrat pe lângă 1 minus 6 supra 2x pătrat, care înseamnă de fapt 3 supra x pătrat. Obținem două fracții care tind la 0. Simplificăm 2x cu 2x și atunci rămânem în partea de sus cu minus 3, iar jos cu 1. Asta înseamnă că rezultatul va fi e la minus Mergem la punctul C, dar avem nevoie de date. La punctul C avem de demonstrat o inegalitate. Așa cum îmi place mie să spun în fiecare clip că nu există subiect 3 fără tabelul de monotonie, cred că și aici este cazul. Am ajuns la punctul C și n-am folosit până acum tabelul de monotonie și avem o inegalitate pe care de obicei voi o săriți în ideea în care este grea. Dar nu este grea pentru că matematica e frumoasă. Și atunci, plecăm de la ideea că nu știm cum să o demonstrăm, și nici nu ne uităm la ea decât după ce am făcut tabelul de monotonie. Pentru a face tabelul de monotonie avem nevoie să egalăm derivata cu 0. Asta înseamnă că 3 pe lângă x plus 1 supra x pătrat plus 3 radical din x pătrat plus 3 este 0. O fracție este 0 când numărătorul este 0, adică 3 pe lângă x plus 1 este 0. Un produs e 0 dacă unul dintre factori este 0, cum 3 e diferit de 0, rezultă că x plus 1 e 0. Asta înseamnă că x e minus 1. Haideți să vedem tabelul. Mai bine îl fac puțin mai sus. Și avem pe prima rubrică, avem pe x, apoi derivata, iar mai apoi f de x. Domeniul în care lucrăm este r. Și avem minus infinit plus infinit. Rădăcina noastră este minus 1. În avem 0. Pentru că numitorul este un număr pozitiv, înseamnă că numărătorul va, semnul va fi dat de numărător, numărătorul fiind ceva de gradul întâi. În Pardon, înainte rădăcina avem semn contrar lui A, după rădăcina avem semnul lui A. Și atunci funcția este descrescătoare și apoi crescătoare. Iar aici este f de minus 1. Haideți să vedem la ce ne ajută tot acest tabel. Păi, noi știm că pe primul interval funcția derivată este mai mică sau egală decât 0, oricare ar fi x în intervalul minus infinit minus 1. Asta înseamnă că, așa cum am scris, funcția este descrescătoare pe acest interval. Pe următorul interval observăm că derivata este mai mare egală decât 0. Oricare ar fi x din intervalul minus 1 infinit, asta înseamnă că funcția este crescătoare pe acest interval. Dacă funcția este crescătoare și apoi este descrescătoare, rezultă că punctul x egal cu minus 1 este un punct de minim după cum vedeți în tabel, este cel mai jos punct. Asta înseamnă că f de x va fi mai mare sau egal decât f de minus 1, pentru că dacă minus 1 e punct de minim, înseamnă că acolo se atinge valoarea minimă a funcției. Dar f de minus 1, dacă îl vom calcula, va fi minus 1 minus 3 supra radical din minus 1 la pătrat plus 3, care înseamnă minus 4 pe radical din 4, care e 2 și ne dă minus 2. Din asta rezultă că f de x e mai mare, egal decât. minus 2 cred că era? Oricare ar fi x număr real. Bun. Și am făcut asta, nu m-am legat absolut deloc de inegalitate. Acum intră inegalitatea în, în joc, să spunem. Trebuie să vedem dacă are vreo legătură cu f. Are un radical cum are și f. Problema este că în radical eu am x la 10. Haideți să înlocuim funcția așa cum era ea. Era x minus 3 supra radical din x la 2 plus 3 mai mare egal decât minus 2. De fapt, putem să o scriem într-o formă echivalentă și anume x minus 3 mai mare egal decât minus 2 radical din x pătrat plus 3. nu așa? Bun, ce mai putem să mai facem aici? Putem să separăm în partea dreaptă termenii liberi și în partea stângă să avem numerele care depind de x și avem x plus 2 radical din x pătrat plus 3 e mai mare egal decât 3, oricare ar fi x număr real. Și acum începem să găsim legătura cu inegalitatea pe care trebuie să o demonstrăm. Observăm că aceasta are aici x la 5. -a. Noi în inegalitate aveam doar x. Dar dacă relația asta se întâmplă oricare ar fi x număr real, nu înseamnă că se va întâmpla de fapt și pentru x la 5. -a. Asta nu înseamnă că de, de fapt că eu mă duc și scriu în loc de x x la 5. -a plus 2 radical din x la 5 la 2 plus 3 e mai mare egal decât 3, oricare ar fi x număr real. De fapt, n-am obținut că x la 5 plus 2 radical din x la 10 plus 3 E mai mare egal decât 3. Cu alte cuvinte, exact ce trebuia să demonstrezi. În concluzie, întotdeauna la subiectul 3, când aveți să demonstrat o inegalitate, lucrurile merg simplu din tabelul de monotonie. Chiar dacă nu știi cum să demonstrezi inegalitatea respectivă, dacă vei face măcar tabelul de monotonie, cu siguranță vei primi măcar 2 puncte din 5 și alea vor conta la final. Mai departe, mergem la exercițiul 2. Se consideră funcția f definită pe 0 infinit cu valori în R. Unde f de x este x pătrat plus logaritm natural din x. Punctul a. Arătați că integrală de la 1 la 3 din f de x minus logaritm natural din x de x este 26 pe 3. Evident, vom înlocui și avem integrală de la 1 la 3 din f de x care era x pătrat plus logaritm natural din x minus logaritm natural din x de x egal cu. Se reduce logaritmul și atunci rămânem cu integrală de la 1 la 3 din x pătrat de x. Aceasta este o integrală elementară și obținem x la puterea 3 -a pe 3 de la 1 la 3. Asta înseamnă 3 la 3 -a pe 3, minus 1 pe 3, 1 la 3 pe 3, 3 la 3 este 27 pe 3, minus 1 pe 3 și obținem într-adevăr 26 pe 3. Foarte simplu aș putea zice. Mergem mai departe la punctul B. Calculați integrală de la 1 la 2 din f de x minus x pătrat de x. Sunt convinsă că și aceasta este la fel de simplă ca cea de la punctul a și avem x pătrat plus logaritm natural din x minus x pătrat de x. Reducem x pătrat și x pătrat și atunci rămânem cu integrală de la 1 la 2 din logaritm natural din x. Aceasta este o integrală, cum o numesc eu, clasică, integrala din logaritm din x, pentru că se rezolvă prin părți în totdeauna, imaginându-vă că în față aveți înmulțire cu 1. Asta înseamnă că noi trebuie să identificăm o funcție și derivata altei funcții și să aplicăm formula de integrare prin părți. Pentru că nu ne place logaritmul, logaritmul va fi funcția pe care vrem să o derivăm, funcție de care noi vrem să scăpăm iar 1 este funcția deja derivată pe care o să o obținem prin integrare. Și atunci rezultă că f derivat de x este derivata logaritmului 1 pe x, iar dacă g derivat de x este 1, înseamnă de fapt că funcția de la care noi am plecat este integrală din 1, și anume x. Și atunci, integrala noastră, o notăm cu i, se transformă în f ori g ambele nederivate, adică x logaritm natural din x de la 1 la 2, minus integrală de la 1 la 2 din f derivat ori g derivat de x. Și uitați cât de simplu a fost. Rețineți integrala aceasta, este o integrală clasică, întotdeauna prin părți. Simplificăm x cu x și atunci obținem că integrala noastră este, când înlocuim pe x cu 2, avem 2 logaritm natural din 2 minus 1 ori logaritm natural din 1, minus, am simplificat și am rămas cu integrală de la 1 la 2 din x de x, din 1 de x. Eu anticipam ceea ce urmează. Și avem 2 logaritm natural din 2 minus. Logaritmul natural de 1 știm că este 0 și atunci nu mai contează, iar integrala din 1 este x de la 1 la 2. Asta înseamnă că integrala noastră va fi 2 logaritm natural din 2 minus. Odată înlocuim x-ul cu 2 și odată cu 1, Efectuăm scăderea și obținem 1. Asta înseamnă că integrala este 2 logaritm natural din 2 minus 1. Punctul C. Arătați că integrală de la 1 la 2 din 1 supra x ori f de 1 supra x de x este 3 minus 4 logaritm natural din 2 la pătrat pe 8. Haideți să vedem ce înseamnă acest lucru. Și avem integrală de la 1 la 2 din 1 pe x ori f de 1 pe x înseamnă de fapt 1 pe x la pătrat minus logaritm din 1 pe x de x. Pentru că funcțiile sunt destul de amestecate, aș putea spune, vom desface paranteza și vom separa în două integrale. Cred că ar fi cel mai simplu în felul acesta. Însă, cred că aș vrea să transformăm și ce avem în interiorul parantezei. Și avem integrale de la 1 la 2 din 1 pe x ori x la minus 2, de fapt, minus logaritm natural din x la minus 1 de x. De ce am făcut acest lucru? Pentru că putem profita de faptul că exponentul o să vină în față. Desfacem paranteza și obținem de fapt integrală de la 1 la 2 din 1 pe x înseamnă x la minus 1 ori x la minus 2. Așa cum spuneam, minus cu minus va fi plus 1 pe x ori logarit natural din x de x. Și desfacem în două integrale de tipul a și b. Prima integrală a e de fapt integrală de la 1 la 2 din x la minus 1 ori x la minus 2 înseamnă x la minus 3 de x. Integrând vom obține x la minus 3 plus 1, supra minus 3 plus 1 de la 1 la 2, asta înseamnă x la minus 2, supra minus 2. Cu alte cuvinte, am obținut 1 supra minus 2x pătrat de la 1 la 2. Înlocuind pe x cu 2 prima dată, vom obține 1 supra minus 2 ori 4 înseamnă minus 8 minus 1 supra minus 2 ori 1 care e 2 și atunci avem minus 1 pe 8 plus 1 pe 2. Aducem la același numitor și în final obținem 3 supra 8. Mergem acum să calculăm integrala B. Integrală și aceasta aș putea o numi clasică. Integrală de la 1 la 2 din 1 pe x ori logaritm natural din x de x. De ce o numesc clasică? Pentru că avem o funcție și alături avem chiar derivata ei, pentru că derivata logaritmului este 1 pe x. Această integrală se rezolvă extrem de ușor prin schimbare de variabilă, notându pe logaritm natural din x cu t. Și atunci înseamnă că logaritm natural din x derivat de x este t derivat de t. Asta înseamnă că 1 pe x de x este 1 de t. Schimbăm capetele. Dacă x este 1, înseamnă că t este logaritm natural din 1, adică 0. Dacă x este 2, înseamnă că t-ul este logaritm natural din 2 care nu se poate calcula. Și atunci b-ul nostru este integrală de la 0 la logaritm natural din 2 din. Așa cum am spus, pe logaritm l-am notat cu un t, apoi aveam 1 pe x de x este 1 de t trebuie să avem grijă și la capete cum le înlocuim. Dacă x era 0, am scris, dacă x era 1, în locul lui avem 0 și dacă x e 2, în locul lui avem logaritm natural din 2, din t de t. Și atunci obținem t pătrat pe 2 de la 0 la logaritm natural din 2, înlocuind obținem logaritm natural din 2 la pătrat pe 2 minus 0, care nu mai contează. Integrala noastră de la bun început, adică integrala de la 1 la 2 din 1 pe x ori f de 1 pe x, dacă vă amintiți, am scris-o ca o sumă dintre A și B. Uitați aici. A-ul ne dăduse 3 pe 8, iar B-ul ne-a dat logaritm din 2 la pătrat, totul pe 2. Aducem la același numitor. Cred că am ratat un semn pe undeva. Haideți să vedem și să urmărim cu atenție. Ace a, aici era plus de la bun început. Asta înseamnă că de fapt e a-b. minus Pentru că aveam plusul și l-am trecut cu minus. Bun. Și atunci înseamnă că aici e minus. Aducând la același numitor, obținem în final 3 minus 4 logarit pătrat din 2 supra 8, exact cât trebuia. Mare atenție la semne, nu uitați să încercați până veți reuși și sunt convinsă că va fi totul foarte bine.